Marian Stan sau Viteză, cum te știe toată lumea handbalului. Cum ai primit această poreclă? În primul rând, salut pe toată lumea. Iar în al doilea rând, ca să începem cu începutul, e o poveste veche de când m-am angajat în Clubul Rapid. Aveam 3 săptămâni, era chiar de, cred că erau sărbătorile, ceva de genul la o petrecere și era moda atunci când se dădea gol sau o bucurie, nu era ca acum cum face Cristiano Ronaldo, s-arunca lumea pe burtă, jucătorii și la o petrecere mi-am luat un pic de, ca să spun așa, de elan și m-am aruncat pe burtă, pe Gresie, unde se făcea petrecerea și când m-a văzut lumea, zice, domne, era domnul Dinu Fane, care era administrator la Clubul Rapid și zice, băi, zice, nu-ți mai lua viteză, zice că e parchet pe jos, e gresie, te julește, fazic, nu contează, domne, important e că suntem fericiți. Asta a rămas așa, ca prima variantă și după care următoarele, ca să spun așa, zile în care mi s-a confirmat ca și poreclă, eram brancardier la fotbal și se trădea de timp, așa, și nea Marian Rada zice, băi, bagă viteză repede, ia-i pe aia, hai, numai și dă-i așa, azi așa, mâine așa, viteză, și toată lumea m-a poreclit, domne, viteză, că aveam totdeauna, eram cu targa, fugeam, mi-era frică să nu mă împiedic în ea, na, ca și așa, și așa mi-a rămas poreclă. Care este trecutul tău legat de Clubul Rapid? Păi... Ai în familie vreun membru rapidist? Nu, dar am avut prieteni de mici, vecini din copilărie, care tot scria și în școală, Rapid, pe caiete, peste tot. Țin minte primul meci, eu făceam atunci sport, făceam lupte libere și aveam un concurs chiar în subtribuna a doua și trebuia să slăbesc vreo 150 de grame. Și la un moment dat m-a scos antrenorul pe tribună ca să fac scări, ca să transpir, să așa cum fâși pe mine și când am văzut era antrenament și de fotbal. Atunci a fost prima dată când am luat contact cu echipa, ca să zic așa, cum am văzut stadionul din tribună și m-a fascinat un pic așa, plus că pe urmă am început eu să iau colegii și prietenii, haideți la stadion, mi-a plăcut la galerie. Era perioada când era Nea Mincea șef de galerie, era tribuna copiilor în partea dreaptă a tribunei a doua. Am avut ceva așa, ca și emoții, ca și când vedeam pe stadion lume, frumos. A fost ceva care m-a legat și de atunci am început să vin mai constant așa prin galerie. De câți ani este Rapid a doua ta acasă? Păi, cred că prima, după, să zic așa, aveam 12-13 ani de când am început să port culorile vișinii, să încep să chiar să devin un fan rapidist, adică convins. Ești kinetoterapeutul echipei. Cum reușești să le pui pe picioare pe fete într-o săptămână, să zicem, în care au 3 meciuri importante? Aici nu e numai meritul meu, aici meritul e colectiv și încrederea fetelor în ceea ce lucrăm împreună și în colaborare cu antrenorii, conducerea care de câte ori am spus, domne, am nevoie de o anumită, să zic așa, o pauză pentru o jucătoare? Sau? Da, dacă cumva am hotărât și am luat decizia că, domne, trebuie să facă 2 zile sau 3 zile pauză sau trebuie să facem anumit tratament și nu poate să facă efort, toată lumea m-a înțeles, mi-au dat încredere, au avut încredere și în colaborare cu fetele am ajuns să facem o treabă bună. Dincolo de meseria ta, ai primit mereu respectul jucătoarelor, așa cum ai zis, și al antrenorilor pentru profesionalismul și devotamentul tău. Cum ai reușit acest lucru? Păi când am început, ca să zic așa, când am început să intru în sistem, m-am gândit că singurul lucru care aș putea să ajung undeva sus, cum e și acum câștigarea campionatului, am zis, domnule, nu pot decât într-un singur sens să fiu cât mai profesionist. Asta am învățat-o de la alți colegi care m-au și îndrumat de multe ori, când nu aveam idei încotro să iau cum să procedez, mai sunam, mai m-au ajutat, mai
Și am înțeles că decât dacă încerc să fiu cât mai profesionist, o să fie o treabă, o să iasă o treabă bună. Altfel, dacă nu faci pe profesionistul cel puțin, sau nu încerci să fii profesionist, nu poți să faci treabă. Nu prinzi încredere, de fapt, în jucătoare, în antrenori. Ce momente importante ai trăit alături de Rapid până în acest moment? Păi, primul... Cel mai important e titlul, da, bineînțeles, ăsta acum care, după muncă lungă și grea, a venit și fericirea, ca să spun așa. Dar am mai trăit emoții, am trăit așa o emoție ca și prima emoție, care nu eram implicat la echipă, dar ca rapidist, când au venit fetele și au câștigat Challenge Cup, cum ne-am așteptat la aeroport, a fost campionatul din 2003, care eram angajat al clubului, dar nu eram la echipă, dar eram angajat al clubului. Au mai fost multe deplasări cu victoriile ale echipei de handbal, care am avut satisfacție și fericire. Au fost mai multe, n-a fost una singură anume. Așa. Pe parcurs au fost mai multe. Ce înseamnă Galeria Rapidului pentru tine și cum trăiești de pe bancă fiecare meci? Aici e mai complicat, că nu știu cu ce să încep. În momentul când intri, în momentul când am intrat prima dată în sufletul, ca să zic așa, sau în colaborare cu galeria, în momentul când intri în familia Rapid, în familia galeriei Rapid, nu mai ai cum să mai... Trebuie să devii unul de-al, trebuie să fii cumva, să ești acolo. N-ai cum să... Nu mai... Deja te injectezi cu sânge vișiniu. Nu mai ai cum să mai scapi de acest... Și încet, încet, mai erau deplasări. De multe ori nu puteam să merg. Școala... Au mai fost situații în care n-am putut să particip la toate, chiar... deplasările pe care le-am, am câteva vechime pun deplasări. Cum ai văzut acest sezon în toamna anului trecut? Vedeai un final atât de fericit pentru echipă? Când am început, mă gândeam, zic, hai, o să fie un sezon atât de greu, plus că începuse presiunea. Era prima dată când începusem un sezon cu obiectiv. Mă gândeam, ha, ce bine ar fi dacă ne ușurăm munca, să începem bine, să fim cât mai sus, să nu stăm în emoții. La sfârșitul turului, fiind pe primul loc, deja am început cu emoții. Eu tot încerc să-mi stăpânesc emoțiile, să nu transmit fetelor, mă tot ascund, dar n-am cum să nu am emoții, pentru că dacă nu ai emoții înseamnă că nu ești prezent, nu trăiești, nu trebuie să n-ai cum să n-ai emoții. Cine spune că n-are emoții înseamnă că nu e prezent la echipă. Care vers din imnul Rapidului te face să tresari de fiecare dată și să intri în starea aceea de combat alături de fete? Păi, strofa cu inima ce-n piept ne bate. La nevoie un tun pentru o singură dreptate să cugere. Când spui așa ceva, deja te furnică pielea, inima chiar începe să-ți bată. E ceva unic, adică e ceva ce nu poți să treci peste. În încheiere, ne poți povesti o situație ilară de pe teren în care ai fost implicat? Da, primul meu meci oficial. Și țin minte cu domnul doctor Călina, care zice, bă, de data asta trebuie să-ți fac botezul, trebuie să intri, zice, n-ai, trebuie să stai pe bancă și trebuie să-ți învingi emoțiile, asta e, o să ai un început, odată trebuie să începi. Și el a stat în tribună, în schimb m-a urmărit în așa fel încât în coolerul cu care aveam necesarele pentru meci, m-a urmărit în așa fel încât... La un moment dat, când am intrat în teren, țin minte, parcă era, nu mai țin minte cine arbitru era, la un meci am intrat în teren, când am deschis coolerul, am găsit un șoricel băgat în acolo și de fapt am rămas că nu știam ce să fac, să mai bag mâna, să mai scot ceva de acolo, să închid. Și a fost o chestie cu emoții, că mă pusese într-o situație în care nu știam cum să o dreg, nu știam cum să o rezolv. Am închis coolerul, nu știu ce, am zis, haide că mergem la bancă, hai să vedem ce facem. Și până la urmă am dovedit-o cumva, am trecut peste și da, era ceva ce era prima dată, pentru că de fapt... Așa a considerat domnul doctor să-mi facă botezul, ca să simt că trăiesc intens. Vite, ne pot povesti cum ai trăit
la Vâlcea, ultimul meci, ultima etapă? Vreau să spun că cred că au fost cele mai mari emoții pe care le-am avut, ca să zic așa, de când sunt implicat în sistem. Am avut și alt fel de meciuri, dar emoțiile pe care le-am trăit la Vâlcea au fost, cred că, nici putea cineva să-mi fac, distrag atenția, să fac ceva. Nu, eram concentrat doar la meci. Eram concentrat să văd, aolo, să nu ratăm atacul ăsta, să nu știu ce, dacă... Și nu făceam numai scenarii, am văzut la pauză, eram conduși cu un gol. Deci nu, e greu, numai că am zis, trebuie să stăpânești emoțiile, să nu transmiți jucătoarelor, trebuie să te ascunzi un pic, să după refulezi, după faci fericirea pe care toată lumea a văzut-o, e normal. Meciul de la Vâlcea cred că a fost un meci pe care l-am trăit cu emoții maxime. Nu știu dacă am trăit vreun meci la emoțiile pe care le-am avut la meciul cu Vâlcea. Vite, îți mulțumesc pentru acest interviu și abia aștept să ne vedem în toamnă. Rapid în Champions League, da, mă gândesc că o să fie un sezon un alt nivel cu muncă mai multă, profesionalism mai ridicat, implicare mai multă. Dar ne întoarcem pregătiți, da, nu avem încotro, trebuie să mergem înainte. Dacă am pornit, trebuie să mergem tot înainte. Îți mulțumesc, Vite, și hai rapid. Mulțumesc și eu, hai rapid.